Bine ați venit la ghidul informativ despre validarea semnăturilor electronice. În această prezentare veți afla despre toate modurile de validare a semnăturilor, nivelul lor, simplu, avansat sau calificat și efectul lor juridic. Pentru a valida o semnătură în Adobe Acrobat Reader, se poate folosi panoul de semnături. În Adobe Acrobat, E simplu de verificat dacă semnătura este una calificată și dacă este sau nu în termenul de validitate. De asemenea, în opinia noastră, atașarea unui timestamp calificat, cum se poate vedea în videoclip, oferă dată certă documentului, pentru că amplasează, cu prezumpția de corectitudine în timp, semnătura. Dacă nu ai mai auzit de furnizorul de semnături acreditat și vrei să te asiguri că există, Poți folosi platforma eidas oficială, pusă la dispoziția publicului de Consiliul European. Prin simpla transmitere a documentului PDF, la linkul de mai sus, se poate verifica cine este furnizorul acreditat, precum și toate informațiile privitoare la licență și respectarea standardelor eTSI. În cazul în care este necesară o verificare extrem de amănunțită și o comparare cu standardele obligatorii în relația cu instituțiile publice, ETSI, Consiliul European ne pune la dispoziție o altă aplicație, DSS Web App Demo. Prin încărcarea pe aplicația DSS a documentului, se pot verifica aspectele tehnice referitoare la semnătură, permițând și unui jurist și unui expert tehnic verificarea validității și nivelului de acoperire al semnăturii. Aplicația DSS include rapoarte complete și complexe. Deși este o aplicație demo, include absolut toate informațiile pentru validarea semnăturii. Ai rămas cu mai multe întrebări decât cele cu care ai venit? Te invităm pe platforma docs.incorpo.ro, unde poți citi toate informațiile necesare despre semnăturile electronice, efectul lor juridic și standardele tehnice ETSI. Vă mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip, dezvoltat de către echipa Incorpo.ro pentru informarea publicului despre mijlocul de validare a tuturor semnăturilor electronice.